Danemarca, dar nu i-a oferit prea multe șanse științei Explorări Baia Mare. Echipa gălățeană s-a impus cu 3-1 și 3-0 în cele două partide desfășurate în orașul de la Dunăre luni și marți. Suntem foarte aproape chiar la o victorie, care cred că obținem la Baia Mare, una din două. Am zis și de multe ori că nu poate nimeni să ne bate de 3 ori, dar s-a întâmplat, ne-a bătut Zalău. Am avut și noi probleme, jucătorii accidentați și asta e, măcar să luăm locul 3. Ne-am așteptat la un meci mai greu, eu cel puțin m-am așteptat la un meci cel puțin ca cel de ieri, dar într-adevăr au scăzut nivelul jocului ieri pe ziua de astăzi. Acum să vedem cum o să joace la ei. Nu păreau că își doresc să se mai întoarcă la Galați. Păi cred și eu. E cam lung drumul, obositor și deja e final de campionat. Cam greu să mai tragi la final. Evoluțiile voleibaliștilor de la Arcada le oferă speranțe suporterilor în posibilitatea obținerii unui succes la Baia Mare. Mă bucur că am câștigat 3-0 și sper să terminăm cât mai repede ultima parte a campionatului și cât mai bine. Da, acum avem 2-0, să văd, dar trebuie să rămânem pregătiți pentru orice, pentru că Baia Mare oricând poate să facă jocuri bune și pot câștiga. Arcada merită să ocupe un loc pe podium. Echipa gălățeană mai are nevoie de încă un succes în următoarele 3 partide pentru a-și îndeplini acest obiectiv.